Aproape 4200 de carduri electronice au fost distribuite în județul Gorj persoanelor care au nevoie de ajutor. Cei care beneficiază de acest favor sunt vâznicii de peste 75 de ani și beneficiarii de indemnizație socială pentru pensionari sau alte drepturi plătite prin casele naționale de pensii, însemnând pensia minimă garantată în valoare de 800 de lei lunar. Peste 200 de carduri au fost returnate. Beneficiarii fie nu locuiesc în Gorj, fie au plecat în străinătate. O parte dintre ei au decis dat între timp. 86 de bătrâni nu au putut fi găsiți acasă, dar se va reîncerca distribuirea cardurilor pentru o masă caldă. Instituția prefectului, după cum bine știți, s-a ocupat de distribuirea acestor carduri electronice pentru masa caldă, distribuire ce a avut loc în urmă cu 3 săptămâni. Au fost distribuite 4198 de carduri electronice către unitățile administrativ-teritoriale și din acestea 166 ne-au fost returnate pentru că persoanele respective destinate fie au decedat, fie au plecat în străinătate, fie au reședința în alt județ. Alte 86 de persoane nu au fost găsite la domiciliu, tocmai de aceea cardurile au rămas la primăriile respective și în termen de 60 de zile acestea trebuie să ajungă la destinatar. Dacă nici atunci nu vor fi găsite persoanele respective, ne vor fi returnate și acestea. Cardurile de masă pot fi folosite începând cu luna decembrie. Fiecare beneficiar poate folosi 40 de lei pe zi, suma totală lunară fiind de 180 de lei.